Proiectul care prevede extinderea la 4 benzi a șoselei care leagă Mamaia de Năvodari va fi finalizat în curând. În momentul în care vor fi terminate lucrările, șoferii vor circula la standarde europene, pe un drum de 4 ori mai lat decât cel vechi. Șoferii care circulă pe drumul care leagă Constanța de Năvodari s-au arătat extrem de nemulțumiți de sensurile giratorii care sunt amenajate, sensuri care sunt mult prea late pentru această porțiune de drum. Însă vocilor lor nu au rămas neauzite, pentru că reprezentanții primăriei Năvodari au avut discuții cu constructorul de drum, iar în urma discuțiilor au rezultat o serie de schimbări. Pentru ca șoferii să nu întâmpine dificultăți pe această rută, Primăria Năvodari a cerut constructorilor modificarea sensurilor giratorii. Inițial, insula centrală era mult prea mare, iar spațiul rămas pentru circulația mașinilor foarte îngust. Acum, prin redimensionarea sensurilor giratorii, autovehiculele vor trece mult mai ușor. În unele zone vor fi dispuse în drepturile sensurilor giratorii chiar și două benzi în loc de una, cum era prevăzut inițial. Reprezentanții primăriei spun că au ținut cont de părerile șoferilor când au cerut aceste modificări. Aceștia au mai precizat că fostul drum comunal 86 care leagă Mamaia de Năvodari pe o distanță de aproximativ 6 km va purta denumirea de Bulevardul Mamaia Nord. La finalul proiectului, noua șosea va avea 11 metri lățime.